rostul așteptat de Oho. CB roastul lui Mocanu în seara asta este un roast care pentru noi cumva are o oarecare tematică. Este un roast de care ne-a păsat foarte mult. Noi am vrut să-l organizăm pentru că are o mică poveste în spate pentru cine nu știe. Astăzi seară oamenii care urcă pe scenă, probabil n-ați auzit de aproape nimeni din ei. E incredibil. S-ar putea să fiu cel mai faimos dintre ei. Atât este de dezastru din punctul ăsta de vedere. Dar... ignorăm asta, roastul ăsta în sine are o tematică foarte drăguță. Mai exact, noi suntem oamenii care, unii dintre oamenii care ne-am apucat cu Mocanu de open mic, pentru că pe atunci era doar Club 99, nu era o altă variantă, așa că noi trebuia să-l respectăm. Și între timp au mai apărut încă două cluburi și a început un muie Mocanu. Încet, el a renunțat la mai face open mic, chestie pentru care îl apreciem cu toții. Și... acum există trei cluburi de comedie. Noi suntem oamenii cam din prima generație care s-au apucat cu Mocanu. Și v-am zis, nu v-am zis încă. O să chem pe rând pe toți în scenă, astfel încât să-i cunoașteți și voi, să vedeți cum arată, pentru că o să fie glume despre Dobrotă. Și o să fie unii dintre voi, cred că e ăla. Da? Așa că facem cumva chestia asta. Eu acum chem pe toată lumea. Bineînțeles, mai întâi pe omul roastuit, principalul serii, anume Alex Mocanu, vine acum pentru voi. Exact. Chiar mă simt celebr așa. Mulțumesc, bună seara. A spus mulțumesc, bună seara. Când o să zic nimic. Da. Pe net o să se înțeleagă. E, din nou, e un roast filmat. Nu știu dacă ați văzut camerele. E un roast filmat. O să-l punem pe net, unde practic oricum voi sunteți viewerii. Nu știu, e gen pentru voi, dacă vreți să-l mai vedeți încă o dată. De asta am luat toți oamenii ăștia. Da? Bun. E Alex Mocanu acum pentru voi aici. Și începem să chemăm pe oamenii care o să-l roastuiască astă seară. Anume, nimeni altul decât Mirel Popinciuc. Următorul este Sergiu Mirică. Wow! Da! E România? A venit în București. Băi, ești nebun? Acum vine pentru voi Mădălin Cârje. Băi, nu prea l-ați salutat. Hai, vin. Virgil Ciulin. Și Alexandru Dobrotă. Mă simt ca un antrenor. Bravo, băieți, bravo. Bravo. Na, de ce ei sunt? Un mic disclaimer pentru oamenii care în general au o problemă cu producțiile pe YouTube. Avem o cameră fără operator și motivul e aici. Deci scuze. Începem cu o mică surpriză, dacă sunteți ok. Ok, am prezentat pe ei, doar că acum vin pentru voi Viorel Dragu și Costel Bojog. Așa da! Parcă merită banii! Având în vedere că eu și Vio nu ne pricepem la... Stați, mă! Da. Având în vedere că eu și Vio, având în vedere că eu și... Eu fac de câte ori vrei. Vechi ca pick-up-ul. Așa, nu ne pricepem la scris glume de... roast? N-am hotărât să luăm glume din celelalte... roasturi? Și să le potrivim pentru... roasterii? Din această seară minunată. Să... începem! Bun. Vio! Rog, dacă pot să... E aici Dragoș Mitran. Dragoș Mitran are ochii atât de depărtați că are strungăreață la ochi. Da? Așa. Mai ai tu vreo... Nu, la Mitran atât am scris.
Ok, deci am făcut semne de să se oprești. E și cârje aici, sau mai corect zis, sunt și cârje aici. Toată lumea știe că soția mea a fost înainte cu cârje. Dar ce nu știe lumea este că eu am pula mică. Alu, cine a scris asta? Cine a scris asta, frate? Stai puțin. Ok, scuze. Până la urmă, mulțumim. Cârje a făcut stand-up-ul viral cu clipul cu pula mea. Și de atunci e această seară posibilă aici. Așa. Da. Aici mai e și Sergiu Mirică. Sergiu Mirică e atât de grasă. Că scrie singură pe oglindă, nu te-o preocupa, ești frumoasă. Ok, eu. Da, și eu am făcut aceeași glumă. Asta este, dacă trebuia să vorbim, pula mea, trebuie să ne interesăm de lucrurile astea. Popinciuc face stand-up pentru că a intrat pe locurile libere pentru minorități. Dar și eu am cu Velea. Da, să zic. Și eu am glume de la Velea. Da, este. Are copii cu Antonia. Are copii cu Antonia, așa. Am scris și eu asta. Are copii cu Antonia, mă rog. Trebuia să vorbim de două ore azi. Puradei. Mă rog, atât. Hai tu acum, asta este. Dobrotă, da? Da. Dobrotă e atât de scund și mic că pe vremuri când se vindeau sclavi, ți-l dădea rest. A, ele. Așa. Asta este, acum eu am făcut aceeași chestie ca și tine. Ciulini e atât de grasă că atunci când mă uit la ea, mi-aduc aminte că n-am pus șuncă în frigider. Asta e lui Sorin. Ok. Bine, lumea l-a acuzat pe Ciulini, dar că nu v-ați prins din expresie. Ok. Asta era. Am zis că o să fie un moment, nu un roast. Lumea l-a acuzat pe Ciulin că are glume furate de la Seinfeld. Nu e chiar adevărat, a mai furat și de la alții. Este tot de la... Ok. Mocanu e atât de gras încât când a fost la, în vizită în India, a vizitat Taj Mahal. Și am și eu una. Dacă Teo, Vio și Costel cântau, Mocanu făcea cover-uri. Asta că... Ok, asta. That's not funny because it's true. That's not funny because it's true. Sincer, când am gândit toată treaba asta la ora 6 dimineața când m-am trezit, jur în capul meu a fost: Doamne, Doamne, ce o să distrugem? Dar eu simt că v-ați încălzit și v-ați entuziasmat un pic și că ați apreciat măcar minimul de efort pe care l-am făcut pentru această seară. Da. Violinul stă în oraș. Da, eu am venit Toma din Cosmopolis să mă fac de căcat aici în fața dumneavoastră. Sper eu că apreciați. Și cu Vio am ajuns la vârsta în care nu mai trebuie să demonstrăm nimic. Nu mai. Că vrem să demonstrăm, da, asta e... Eu chiar mă gândeam să fac jumătate de oră de material în seara asta. Eu zic că după toată treaba asta chiar am putea leșear. Da. Hai să plecăm ca să-i lăsăm pe adevărații lăsăm profesioniști. Lăsăm oamenii care știu ce fac să facă. Mulțumim frumos. Adevărații profesioniști să-și ia locul. Seară frumoasă, la revedere. Seară bună, uitați tot ce s-a întâmplat. La sfârșit trebuia să spuneți ceva bine despre mine. Da. Oh my god, au fost pentru voi Costel și Vio, incredibil. Este, da, exact, da. Da. Nu terminați aplauzele, mai și, e și Popinciuc. Și acum, acum pentru YouTube. Oameni buni, începe roast-ul lui Alex Mocanu. Da, începe roast-ul lui Alex Mocanu cu primul om de astă seară, anume Alexandru Dobrotă. Îl vedeți și mai vorbim după. Vine pentru voi salariul minim pe economie în persoană, Alexandru Dobrotă. Bună seara, bună seara, mulțumesc. Mitran arată ca Ghiuri Pascu acum. Mătușile lui Mitran îi trimit mereu poze cu buchete de flori sau versete din Biblie. Pentru că sunt la țară și nu știu altfel cum să răspund la pozii cu pula.
Multă lume spune că Virgil și cu mine semănăm. Dar eu sunt sigur că Virgil seamănă și a semănat mult mai mult decât mine la viața lui. Doar uitându-te la Virgil, poți să fii sigur că a mers măcar o dată la o nuntă cu un tricou cu Șefcenco. Arată ca un băiat care atunci când merge să ia vaca de la drum, nu o aduce direct înapoi acasă. Cârje mai ai aici, omul care își ascunde chelia cu o șapcă, de acolo. Cârje arată ca și cum i-a făcut Mike sa baie până la 16 ani. Cârje face și sală, face sală ca să poată apăra onoarea unei femei din viața lui, ca și cum o femeie din viața lui ar mai avea onoare. Mirel Popinciuc este aici. Mirel, dacă vă uitați bine la el, pare genul de băiat care a împletit părul fiecarei fete cu care a fost. Mirel s-a mutat recent de la părinții lui, dar nu le duce dorul, e ok, pentru că s-a mutat într-un cort mai mic în aceeași curte. A făcut psihologie ca să înțeleagă mai bine de ce se supără femeile când îl prind cu mâna în poșetele lor. Să supăr așa, aiurea în tramvai, dacă îmi permiteți. Da. Mirica mai e aici, îmbrăcat ca un jucător de baseball. Mirica, ce poți spune despre Sergiu Mirica ce nu a fost deja spus într-un mesaj lung scris de o fată de 17 ani? Mirica e format din sufletul unei bătrâne în trupul nepotului care a omorât-o pentru pensie. De fiecare dată când Mirica face o labă, o adolescentă din Ilfov își amână fugitul de acasă. Mirica se urăște atât de tare, încât de fiecare dată când se uită în oglindă, îl vede pe Mocanu. Și asta ne aduce la omul care chiar crede că e motivul pentru care ne-am adunat aici, Alex Mocanu. Alex Mocanu, aplauze. Mocanu a pornit ca rapper pentru că la început nu era sigur în ce domeniu vrea să zică lucruri care s-au mai zis deja de 1000 de ori. E genul de om care întreabă fete dacă vor să vadă poze cu copilul lui doar ca să treacă din greșeală peste poze cu pula. Da. Mocanu are în materialul său o bucată care îndeamnă oamenii să râdă de toți banii. Pentru că a fost mult mai ușor decât să scrie o bucată care face oamenii să râde toți banii. Mi se pare că Mocanu arată ca un profesor de sport care scade nota la purtare elevilor care nu-l pupă pe obraz când ies de la vestiar. Pentru că și Toma face stand-up, lumea nu prea vorbește despre cât de scundă-i Mocanu. Dar Mocanu e așa scunt încât ploaia măruntă se cheamă ploaie mocănească. Cam atât a fost din partea mea și pentru că Mocanu ne-a îndemnat la început să spunem și ceva bine la sfârșit, Mocanu, foarte drăguț tricoul tău. Oh my god, a fost Alex Dobrodă pentru voi. Nu mai vreau să mai fac da, asta. Da, gata. Poți să mă retrag? Poți să... Jesus. I-ai zis liniște lui Mocanu la rostul lui? A reușit Cârge să o facă rece. Tu taci acolo, nu de... Simt că cineva o să-mi dea o palmă la un moment. Da. Bun, a fost Alex Dobrodă pentru voi și urmează nimeni altul decât Mirel Popinciuc. Ok. Practic urmează pentru voi definiția berei la pet și a țigărilor la bucată.
Mirel nu crede foarte tare în vaccinul de COVID pentru că știe că dacă te înțepi cu o injecție și apoi nu te trezești gol în vamă, nu merge, știi ce zic? Vine acum pentru voi Mirel Popinciuc. Salut, bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu aici, alături de echipa de curățenie de la DRPCI. Avem aici Ciorani, Beiuș, Brăila, Vaslui și dezasamblări potârnichești, sau de unde pula mea o fi și Mitran. De la 2 la 7 ani, Mitran asupla țâțele lupoaicei de la universitate. După ce se trezește, Mitran mai stă în pat 2 ore și își masează picioarele cu varză. Prima dată când și-a dat drumul în somn, l-a visat pe motanul Dănilă. E și tovarășul meu Mădălin Cârge aici. Cârge e leu, cu toate că aduce mai mult a berbelimei. Cârge e așa fotbalist că dacă îi arunci un mănunchi de coaie, din reflex o să facă preluare pe piept. Asta l-am să ușor așa la Tadașia. Îi plac foarte mult patiseriile, de-aia ține neapărat să meargă cu merdeneaua de freză pe cap. Putul în gură că acum așa la șapcă, știi că... Cârge e ca o lasagna vegană. Bună doar să-ți bagi pula în ea. Alex Dobrotă, sau 2 metri de oase și zgârciuri, cum îl strigă bucătarii din cazinouri. Dacă Dobrotă nu s-ar fi apucat de comedie, acum probabil era la un bâlci urcând copiii mici în ciocan. Scuze, scuze, nu... Când Dobrotă stă lângă Mirica și Virgil, arată ca găurile din Europaleți. Gata, Gabi! Virgil Ciulin, câștigător a Umor 2022 și răstoarnă vaca în groapă 2018. Sau când fita ți-l aduce acasă pe bărbatul viselor lumăta mare. Virgil e cel mai citit țăran bășit pe care îl cunosc. E așa țăran că pentru el expresia "lua-mi mielul la trântă" chiar implică un miel și o trântă. Sergiu Mirică, Mirică sau cum arăți dacă la petreceri lumea simte nevoia să strecoare în pahar vitamine? Ca să poată să adoarmă, Mirică își pornește o aplicație cu zgomote de femeie care își ia bătaie cu motiv. Și nu în ultimul rând, dar niciun caz primul, Mocanu Alexandru. Salut! Mocane, apreciez mult că m-ai lăsat să fac asta. Nu știu cât o să apreciez tu, dar o să vedem. Mocanu e cel mai cunoscut golan de talie mică din Titan. Și în același timp singurul adult care încă face Oreion. Și-a numit băiețelul Toto. Eu știu că mă cheamă Mirel. Dar măcar nu-i nume de câine, știi ce zic? Adică... Mocanu e așa arogant că a râs la glumele noastre până acum doar pentru că și imagina că le-a scris el în timp ce le spuneam.
Mocanu și eu tot arde golan, dar într-o zi mă plimbam prin Iore, am trecut pe lângă el, nu l-am văzut și el m-a strigat pe mine din spate să mă salute. Ce mișcare de târfă! Nu, chiar s-a întâmplat asta? Și e super muist că zice asta. Nu, ai fost super de treabă. De-a lungul timpului, Mocanu și-a bătut mai mult pula de mine decât mi-a dat sfaturi sau m-a încurajat. Acum a râsut de îngură. Dar e ok că de când suntem vecini în Titan și eu m-am pișat mai mult pe preșul lui decât i-am adus plăcinte. Se pare corect. Mocanu a fost ca un tată pentru mulți comedianți la început de drum. Un tată absent. Care te minte că pleacă până jos în căutarea succesului și încă-l caută. Mocane, sper să-l găsești la un moment dat. Nu neapărat că meriți, dar e păcat de tot timpul ăsta pierdut. Mersi mult, dar de la mine. A fost pentru voi Mirel Popinciuc și urmează acum Mădălin Cârjă. Da, exact. Două, gata. Exact. Mădălin Cârjă, care presupun că știe toată lumea sau ar trebui să știe, conform contractului, muncește la The Full și e poreclit acolo, el crede că e o porecla awesome, crede că e mișto, îi se spune mexicanul, pentru că absolut toată lumea e șeful lui cumva la Full, de la Micuțu până la Marius de la Barieră, toți au ceva de împărțit cu Cârjă. Vine acum pentru voi Mădălin Cârjă. Mă simt ca la finalul clasei a 8-a, când ne luăm rămas bun de la dirig. Proful ăla de sport, știi, ăla libidinos, care punea fetele să facă lumânarea în pauză, știi? Fix ăsta e Mocanu. A fost și Mitran șeful clasei aici. Tot libidinos și Mitran, adică nu... Mitran, această unghie încarnată în stand-up-ul românesc. Mitran arată cum sună sărut mânușițele. Mitran e fix instalatorul ăla care îți repară WC-ul și după se cacă în el să verifice dacă e tot ok. E și Popinciuc aici. Popinciuc sau ce urât s-a maturizat Babi Minune. Popinciuc arată de parcă își face laba în fața porumbeilor doar ca să-i sperie să le fure covrigul. Popinciuc uneori își mai taie singur antifurtul de la bicicletă, așa mai face terapia antistres. A fost aici și Alex Dobrotă, acest sens giratoriu pentru porumbei. De fiecare dată când îl văd pe Dobrotă, îmi vine să-l desfac și să scot Pringles din el. Dobrotă urăște două lucruri de care s-a lovit în viață. Omul rău și tavanul fals. La tăierea moțului, Dobrotă a ales scolioză. Dobrotă se bagă la somn cum închidem noi uscătorul de rufe. Își fute una la mijloc, se rabatează și se bagă după dulap. Asta. Virgilie de la țară. Virgilie are fața asta de parcă doar ce-a terminat de scos apă din fântână. Asta. Virgilie e genul care să scuipă pe degete înainte să bage pinul la bancomat. Virgilie a declarat și așa e. Virgilie se tunde singur. E genul care s-ar descrie mega zăpăcit. Virgil nu se întoarce niciodată din drum și nu că e superstițios, dar nu încape cu tractorul. E și Mirica aici. O să fie și Mirica. Mirica are fața asta de parcă a spus mai des fetelor rămâne între noi decât te iubesc. Mirica
Mirica sau cum arăți dacă clonezi carduri de sănătate? Mirica arată de parcă jocul pe care îl juca în spatele blocului era boală, boală, vrem ostaș. Mirica pare genul care a avut o coreografie în liceu cu fetele pe Pussycat Dolls. Și acum motivul pentru care am pierdut un episod cu toții din Las Fierbinți în seara asta. Mocanu, Toxu sau ăla care invită oameni la podcast să le vorbească despre el. Mocanu arată de parcă știe ce gust are șampania din pantoful miresei. Are fața asta de fura mireasa. Arată de parcă a rupt cel puțin 3 cămăși pe meniaito asta. Nu știu dacă ați avut ocazia să-l cunoașteți pe Mocanu, dar e constant nervos, e mereu supărat. E supărat pe viață, Mocanu. Pare genul care și atunci când face laba, nu e mulțumit de el, asta e. Mereu e, da mă, dar tu n-ai ieșit ca la Costel. Păi el și știe lumea, știi? Mocanu îmi dă senzația că după ce își dă laba, se uită pe Analytics. Să vadă. Deși băiatul lui Mocanu e mic, deja el a început să-l învețe multe lucruri. A început să-l învețe cum să dea rec la cameră, la sunet, că na, ușor, ușor crezi copilul, violul, Costel. Foarte bun. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam deloc să zic asta despre tine pe dată. E foarte beat, crede. Puțin știu, dar soția lui Mocanu a fost iubita lui Spike. A fost părăsită de Spike când acesta a început să aibă succes, iar ea s-a combinat cu cineva care nu o va părăsi niciodată. Foarte bun, băiatul, foarte bun! Mocanu de ceva timp s-a băgat foarte mult pe dezvoltare personală. Pare genul care atunci când citește cărți motivaționale, rupe foile la care au reușit oameni. Mai râdeți, mă! Toți știm că Mocanu e pasionat de rap. Ține asta să ne arate mereu că e pasionat de rap. Puțin știu însă că Mocanu are interdicție la biserici, că de fiecare dată când se bătea toaca, el începea să facă freestyle, știi? Bă, dar cu toate supărările și toate frustrările pe care le are Mocanu, el e un băiat bun și n-ar dezamăgi niciodată pe nimeni, e loial. Și ca să vă demonstrez, dacă ți-ar trebui 100 de glume să ajungi un comediant mediocru, Mocanu, tu te-ai oprit tot la 99. Bravo, mă, a fost pentru voi, Mătălin Cârșe. A fost pentru voi, Mădălin Cârșe. Și urmează nimeni altul decât primul meu coleg de trupă de astă seară, anume Virgil Ciulin. Da, el e, gata, am auzit două ori, e ok. Știe de la umor că le punem în postproducție. Stați liniștiți. Virgil Ciulin face cinste județului Vaslui, exact ca știrile de la ora 5. E o chestie puțin mai sensibilă aici. Virgil Ciulin e foarte sărac și speră ca noi să ne dăm seama. Așa că totuși el vine îmbrăcat de 3 ani în aceleași haine. Sper că de data asta nu o să fie îmbrăcat în hanorac gri, tricou roz, pantaloni negri și niște papuci gri. Vedem ce face. Vine acum pentru voi Virgil Ciulin. Zice mie Mitran în pula mea că sărac. Iar îi arunc cu aripări la KFC, nu mai apare în seara asta pe aici. Dragoș Mitran, cel mai gay om straight pe care îl cunosc, a fost aici. O cunosc personal pe prietena lui Dragoș Mitran, dar tot nu-mi vine să cred că se fut. Nu vreau să generalizez, dar are Mitran niște caracteristici, dacă l-ați urmărit vreodată, pe care de obicei le vezi doar la oamenii, la bărbații gay. Are niște încheieturi foarte gelatinoase și mișcările alea foarte fluide, așa, în general, cu tot corpul și suge pula foarte, foarte bine. Asta am trăit-o pe propria piele. De la Mitran am învățat că nu trebuie neapărat să știi ce înseamnă un cuvânt ca să-l folosești.
Mitran a produs fraze celebre, precum hai să nu ne ancorăm în banii mei. Sau gluma asta este foarte repercursivă. Care nu doar că a folosit repercursiv greșit, dar a pus și un râu în plus că e un idiot. Am învățat de la Mitran că cel mai important lucru în meseria asta pe care încercăm noi să o facem este încrederea și dacă vorbești cu încredere, oamenii o să creadă în tine, o să aibă impresia că știi ce spui, drept dovadă cariera lui neverosimilă și intempestivă. Mirica sau Nicolae Mitea, dacă ar fi fost comediant, cel mai mare raport de lene pe talent pe care îl cunosc. Mirica vrea să fută orice și se urăște pentru asta în același timp. Mirica e o reprezentare contemporană a omului de geniu eminescian, din punctul ăsta de vedere. Da, cuvinte cu aia. Țăran, dar a citit cărți. Ziceam că Mirica e o prezentare a contemporană a omului de geniu eminescian și probabil, la fel ca Eminescu, o să moară probabil de sifilis. Sau altă boală cu transmitere sexuală, nu știu ce mai aveți tineri în ziua de azi. Mirica are cel mai mare palmares de femei futute, 49%. În sensul că nu chiar le fute, dar le combină până e prea mult efort, că na. Și le bifează acolo. Cârge e disperat să fie cool. Înainte să se apuce de stand-up, Cârge a lucrat pentru o perioadă în Anglia, de unde a adoptat și stilul vestimentar, nu al englezilor, al celorlalți români din Anglia. În tentativa lui patetică de a arăta cool, Cârge, mereu când își face poze, nu știu dacă ați observat, își anchilozează degetele ca trepării. Într-o zi, un bătrân i-a dat 2 lei crezând că e handicapat. Și în altă zi a pornit o răscoală la o școală de surdomuți când își făcea o poză de thumbnail. 2 brotăți sau visul umed al oricărei bătrânici când merge cu trenul. E singura dată când face febră musculară Dobrotă când merge cu CFR-ul, de la câte bagaje dă de pe rafturi. Dobrotă se preface că e prietenul lui Cârge ca să-l ia cu el în turneu. Asta e doar real. Că mi-a zis. Mirel sau urmașul lui Jean Constantin în Comedia Românească, pentru că e țigan. Jean Constantin era țigan, el e țigan. Poate v-ați vezi. Dacă în caz de ceva. Ghinionul lui Mirel e că s-a apucat și Florin Gheorghe de stand-up cu un an înaintea lui, că altfel poate prindea el locul special pentru rom de la full. Și acum Mocanu, omul serii, omul momentului. Suntem în seara asta aici să-l onorăm pe Alex Mocanu, acest Dacia Mioveni ligii întâi de stand-up. E acolo, se bate la retrogradare, dar încă e acolo. Despre Mocanu, toată lumea spune că ia glume de la Teo, Vio și Costel. De asta și intră în deschidere ca să vezi din trailer despre ce-i vorba în seara aia. În timpul pandemiei, Mocanu a avut un podcast live în care s-a poziționat ca antivaxer, nu știu ce pula mea pe acolo, nu, că nu există COVID-ul, pula mea, din astea. O ieșire pentru care alte persoane publice ar fi fost fatală, să fim serioși, dar ce putea să se întâmple până la urmă, nu? Nu poți să vinzi minus 5 bilete la un show. Mulți oameni spun despre Mocanu că e un comedian slab. O, așa, să mai știți ce zic oamenii. Mocanu a ținut totuși open mic cu ani de zile aici la 99 și chiar în perioada în care ne-am adunat cu toții, motivul pentru care suntem și în seara asta aici, și ne-a oferit șansa să urcăm pentru prima dată pe o scenă de stand-up, chiar aici. Era totuși jobul lui, acum ar fi forțat să îi mulțumesc că mi-a dat o șansă în stand-up, că până la urmă nu-i mulțumesc curierului că cu aia ce bine merge iPhone-ul ăsta. Să vin ziua. Atât din partea mea, Mocane, mulțumim că ai fost de acord să facem treaba asta. Bun, a fost pentru voi Virgil Ciulin.
Urmează dintre roastări, ultimul om, mai exact, normal, Sergiu Mirică. Sergiu Mirică este un alt coleg de-al meu, e... Cred că ați observat, e foarte greu să faci roast de Mirică pentru că arată foarte bine. El pune frumos în ciorani. Asta a reușit cu cariera lui. Dar are totuși un mare defect, care e vocea. O să vedeți chestia asta. De fapt, vocea lui Mirică e atât de leneșe și se pierde din când în când, încât apare la efectele adverse pentru tratamentul cu hormoni. Vine acum pentru voi Sergiu Mirică. Wow, super, wow. Mulțumesc pentru aplauze, oameni buni. Este incredibil că ați venit aici și că mai aveți energie să aplaudați. Pentru Mitran, viața nu este roză, viața este ciroză. Ficatul lui Mitran e atât de mare și de negru încât ar putea să prezinte ce spun românii. Mitran, singura situație în care își dă găuri la curea e pentru că nu-l strânge bine la gât. Virgilia aici ca să vedem ce haine au mai băgat la târgul din Vaslui. Ești un pic panicat, a avut un pic de emoții, că e frică că începe ploaia și n-a apucat să învelească lucerna. Așa că trebuie să pleacă și... Life is life? Nu, life is las. La Virgil. Virgil e genul de om care și-a făcut cont de Filis ca să descarce ultimul sezon din Viața Satului. Mai are și freza aia de parcă udă bureții la școala de corecție. Da. Mirel mi se pare că arată un pic așa ca Aquaman, dacă apa ar fi fost distribuită de Radet, știi? Ori nu curge, ori e rece, te puțin eu. Scuze, Mirel, n-am vrut să insinuez că ești homosexual, dar nici tu nu dai vreo șansă cu aia, să-mi va Eu încerc, dar arată ca o lesbiană malefică dintr-o telenovelă columbiană, așa. N-ascultă baceata, Mirel este foarte mare, îi place foarte mult DNB-ul. Se duce la petreceri, DNB înseamnă Dick and Balls. Asta. Mult îi place să danseze pe DNB. Oh. S-a mai spus despre Mirel că este vamaiot. Ceea ce e drăguț, e frumos, părinților lui nu prea le convine. Că... Problema e că el de fiecare dată când se duce cu cortul în vamă, părinții lui rămân în București și trebuie să doarme sub cerul liber. Și e un pic de ampulea. Plouă, e ca dracu. Cârje, gașca zurlii pentru copiii de la țară. Este incredibil ce se bucură copiii aia când pune cârje videoclip pe internet. Fantastic. Nu știu, cred că se bucură copiii cum se bucurau copiii în anii 90 când treceau mașini străine. Dă-ne bomboane, americanski, 1, 2, 3, Monday, Friday, cu la mea. Fix așa sunt copiii de la țară când scoate cârje top 7. Mi se pare că cârje arată de, ca și cum Vlad Bill s-a încercat să deseneze din memorie un personaj din Ice Age. Yeah. Am impresia că dacă te apăs un pic aici, se umflă ochii așa într-o parte. Dobrotă! Dobrotă e așa înalt că n-are cum să nu fie și prost. Mocano. N-a început la mea să mai zici despre Dobrotă. Uite la el, mai ieși din Brăila. Să supără, începe să înjure moldovenească, după aia nașpa, nu e ok. Yeah. Bine, hai că vă mai zic o glumă despre Dobrotă. Nu vreau să spun că e nespălat, dar la botez el n-a intrat în apă, doar s-a dat cu un pic de deodorant. Jesus, fuck. Da, Mocano. În primul rând, el s-a mai zis, a fost rapper și ar fi reușit în rap cât de cât dacă ar fi găsit 3 rapper cărora să redea regla podcast. N-a găsit. Așa că a trecut mai departe.
A avut o copilărie grea, a crescut într-un cartier mărginaș, periculos, a locuit într-un apartament cu multe ferestre și fără draperii, în care bătea lumina constant. Altfel nu-mi explic o chestie mică, așa. E dubios, serios, de fiecare dată când vorbesc cu el am impresia că încearcă să citească subtitrările. Ce pula mea a zis asta? E ca bunica mea când s-a uitat la Dala, zice, cine l-a omorât pe Jere, mă? Știi ce-a făcut? Jere. Da, nu știu care e faza cu ochii amici. Eu am impresia că vrea să vadă cât de departe au ajuns-o pe maicării care s-au apucat după el de stand-up. Eu, mamă, să-mi bag pula! Hai de pula mea! Jesus fucking Christ! Are și copil. Dar mai spus, este incredibil că a făcut cu atitudinea asta, dar are copil. Îți dai seama că e greu sexul cu el. Cât te chinui să nu-ți dai drumul. Dar are un copil care este un copil superb, este incredibil, e frumos, bucle, blonzi, ochi frumoși. E clar că singurul material bun pe care îl are Mocanu este ăla genetic. Atât, asta e, copilul este dovada asta. Păcat că n-ați aplaudat gluma asta, e cea mai bună, păcat. Mocanu se duce cu copilul său la sărbările de la grădiniță numai ca să mai facă și el 10 minute în deschidere. Da, nu, ești băiat bun, îți mulțumesc foarte mult pentru ce ai făcut pentru mine. Adică după ce m-am apucat de stand-up la foarte scurt timp după am plecat în turneu cu Mocanu și cu Victor Bărac, care este aici și poate să confirme ce o să spun, care a fost un turneu fain. S-au întâmplat și căcaturi, adică am băut la Brașov, m-au huiduit oamenii, m-au dat jos de pe scenă. Interlop la Tecuci, la Galați am luat herpes, cumva. Serios. Cumva. Și cumva, cel mai nașpa, cel mai oribil lucru din turneul ăla e că am fost cu tine, Coaie. Mulțumesc mult de tot! Bun, a fost Sergiu Mirică pentru voi și acum urmează anunțul. Fără nicio altă introducere, pentru că s-au tot încercat introduceri de-a lungul anilor și nimic n-a curtat la nimic, vă băiatule. Ele au tot fost. Hai să schimbăm descrierea, poate merge alta. Hai încet, încet. Peste 6 bilete, n-a mers. Deci, fără nicio altă introducere, vine acum omul care închide show-ul ăsta, dacă vă vine să credeți. Cuvintele care n-au fost auzite niciodată în 99, comics, cabana, full, Trattoria Benjuti, Trattoria Monța, în orice local din București, vine acum să închidă show-ul pentru voi, Alex Mocanu. Am vrut să zic nu la roast, că nu-s foarte bun, dar am zis căcat. Nici ei nu-s foarte bun la stand-up și totuși fac. Anul ăsta se fac 18 ani de stand-up în România. Da, a devenit... E ok, pot să-mi iau mâna de pe voi. Stand-up comedie major în România. Gata, puteți să-l futeți. Au stat-o. Bă, pe mine m-ați câștigat în seara asta. Știu că nu o să fiu la nivelul vostru. Chiar ați fost foarte buni. Faceți chestia asta. Dragoș Mitran, nu știu cum l-ați ales. Hostul perfect, foarte tare, bravo. E atât că mă gălesc foarte bine, mă, că e atât de plin de energie așa și de viață și interacționează cu publicul și nu zice tot timpul, efectiv, după fiecare lucru, foarte bine. Mitran este absolut extraordinar, mi-mi place că ține la fățișarea lui, sunt foarte mândru de tine, el a slăbit la un moment dat foarte mult. E un pic greu să feliciți totuși un om care a slăbit și arată mai rău decât înainte. Mitran, un bărbat așa de o vârstă incertă, nu te-ar surprinde să zică că are 23 de ani, dar nici că are 58. Dragoș bea ca să-și facă curaj să bea. Mitran are cearcăne atât de mari și dubioase că Popinciuc a încercat să le fumeze. Mitran e un om super norocos, adică el s-a apucat de stand-up aici la Open Mic la Club 99, dar norocul lui foarte mare a fost că el dormea niște boscheți pe Nerva Traian și s-a făcut Comics Club în jurul lui și l-au păstrat. Și așa a reușit el în stand-up.
Mitran nu scrie foarte bine la stand-up, dar are cel mai bun delivery din țară, are 5 stele și pe Glovo și pe Taz. Nu exista roastul ăsta, de care mă bucur foarte tare, dacă nu erau Mitran și Cârje. Cârje e foarte potrivit pentru roast, l-ați văzut, el e tot timpul pe muial, așa, pe... să te înțepe el cu ceva, să te hârjonească un pic asta. De altfel, cariera el și-a început-o în grădina Eden, ispitind femei cu mere. La stand-up nu e cine știe ce, dar totuși e natural, e, se vede pe el, dacă l-ați văzut la stand-up vreodată pe Cârje, e natural, el pare că nu caută glume, pare că glumele îl caută pe el. Adevărul e că un material care nu prea stă pe picioare are nevoie de Cârje. Cârje e perfect să lucreze la The Fool, că are deja gaura aia în inimă, nu mai are micuțul cum să-i o frângă. O tăiem pe asta? E foarte bun, Mirica. Știți că Mirica e preferatul meu, e clar. Nu știu dacă ați înțeles ceva din ce a zis, dar e foarte bun, vă jur, e foarte bun. Mirica vorbește așa de împiedicat că îi trebuie scaun cu rotile pentru limbă. Mirica vorbește de parcă e permanent surprins că nu e în comă. Toată lumea crede că Mirica fute mult, fiindcă arată bine. Eu am fost cu el în turneu, v-a zis și el, am fost într-un turneu național, efectiv, în toată țara. Am fost și... De... Turneu ce? Național! A fost turneu național. Domnul Rădăuț! Am fost... Nu, ăla-i Cârje! Am fost în turneu cu Mirica în toată țara, au fost 20 ceva de orașe, odată l-am văzut cu o femeie, odată. Și nu vreau să zic că și aia a fost profesionistă, dar a doua zi l-am găsit la pe Mirica, la mic dejun, cu un dita mai zâmbetul pe față și un dita mai herpesul pe zâmbet. Mirica pare genul de om care își pune sedative singur în băutură înainte să se masturbeze. Pot să înțeleg cum Mirica și Virgil sunt colegi și prieteni. Mirica e tot timpul beat și plin de dragi, ceea ce aduce aminte lui Ciulin de Tasu de la Vaslui. Iar Ciulin are daddy issues. Vreau să zic că e țăran, dar pare incomplet fără o furcă. Virgil Ciulin se fute cum se tunde. Singur. Virgil pare genul de bărbat care zice bag-o tu cu mâna ta să nu zici că e vina mea. Bunul meu prieten Alex Dobrotă, această întruchipare a unui daci papuc. Omul care duce la gură o lingură goală și dă pe el. Mi se pare incredibil că ești atât de mare și totuși atât de greu de observat în stand-up. Dobro te pare genul de om care rămâne slab doar ca să-și sugă singur pula. Da, da. L-am văzut eu! Așa e! Dacă ăștia pe bune ar fi copiii mei, Mirel ar fi adoptat. Eu efectiv nu l-am văzut când a apărut. Nu l-am văzut. La fel ca și multe din victimele lui. Mustăcioara aia de flăcău. Doamne, cât... Zici că e solistul trupei Gypsy Kids. Am căutat despre Mirel pe Google să văd și eu ceva, una alta despre el, să văd cine e. L-am găsit pe Cristian Mirel Popinciuc pe LinkedIn. Știi cât de obscur trebuie să fii ca artist să te găsesc pe LinkedIn? Bă, și nici profilul ăla de LinkedIn nu era impresionant. Nu mi-a venit să rostuiesc, mi-a venit să-i caut de muncă, efectiv, să-l ajut. Să-și găsească ceva. Că... Doamne! Mirel pare în stare să facă medicina, să opereze la nașteri, doar ca să pălmuiască legal copiii altora la fund. Yeah! Băi, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă rog frumos să-i aplaudați pe oamenii ăștia, că au fost extraordinari în seara asta. Vă mulțumesc că ați făcut asta. Sunteți foarte drăguți. A fost o plăcere să fiu aici. Hai bună, Mitran! Într-adevăr, așa e! Vă mulțumesc de suflet că ați venit în seara asta, sunteți absolut minunați. Mă bucur că ați fost și voi, sunt absolut mândru de aproape toți dintre voi. Să vă dea Dumnezeu sănătate. O seară bună, m-am înfat.
Mai avem o chestie scurtă la final. Ideea e că eu am vorbit cu restul băieților și vrem să spunem mersi.